doctor cu întorsături. E serios, semiserios, nu le reziști. Alfred Ariciul Detectiv. Un mister de 3 stele. Prea bine, copii! Dacă dorim ca razii să acorde pădurii cioturoase 3 stele razii, totul trebuie să fie perfect. Am înțeles! Bine! Oh! Vine! Vine, vine razii! Grăbiți-vă, fiecare la locuri! Mă aflu în pădurea cioturoasă. Oare merită 3 razii? O să aflăm singuri asta. Ce grozav e! Ce palpitant! Nu-mi vine să cred că razii e aici! Yuhuu! Dați-mi un R, dați-mi un A, dați-mi 2 de Z, dați-mi un I, dați-mi un razii! Ah, ce drăguț! Poftim o fotografie cu autograf. Dragă Razi, bine ai venit în pădurea cioturoasă. Ți-am pregătit un mic tur care, dacă nu mă înșel, va fi... Ah, ce drăguț! Dar Razi lucrează singur, din păcate pentru voi. Razi merge pe cărare inspectând pădurea cioturoasă. Am fost întâmpinat de persoane amabile, dar vreau să inspectez mai îndeaproape. Nu ne rămâne decât să sperăm că totul va fi bine. Suspansul ăsta mă scoate din minți. Tocmai a plecat? Știu, Camil, dar acest suspans tot mă scoate din minți. De cât timp e plecat? Acum 3 minute ai întrebat ultima dată. Sunt sigur că trebuie să se întoarcă. E strigător la cer, scandalos, de necrezut! Cineva l-a atacat pe Razi! Uitați-vă în ce stare e Razi! Nu mai înțeleg nimic! Ce s-a întâmplat? Un terchea berchea s-a distrat pe seama mea și m-a stropit cu apă! Uitați-vă la hainele mele! Distruse! Camera video distrusă! Razi e scandalizat! Plec! Te implor! Razi, rămâi! O să dăm de capăt poveștii ăsteia! Trebuie să fie o greșeală! Prea târziu! La revedere! Așteptați! Unde ați fost atacat, domnule? Ceva mai sus, pe cărare. Și l-ați văzut cumva pe atacator? Nu, trebuie să fi fost foarte rapid, pentru că Razi are vederea bună. Nimeni din pădurea cioturoasă nu ar face așa ceva. E serios de misterios. Ai mare dreptate. Îmi dați voie să fac o anchetă cu echipa mea? Oh, da! Dacă avem un mister, Alfred îl va dezlega. Prea bine, de acord, dar grăbește-te, Razi e udlioarcă. Să cercetăm locul faptei, n-avem prea mult timp. Cred că aici s-a întâmplat. Bălți de apă. Făptașul s-o fi ascuns acolo ca să nu fie văzut. Dar cum a reușit să-l stropească pe Razi de la acea distanță? Curios. Uitați-vă la urmele astea albe. Se pare că au fost lăsate după uscarea apei. Oh, exact ca pe bluza ta, după ce te-a stropit camera. Oh, ai dreptate. Ce crezi că e? Nu știu. Dar cred că e primul nostru indiciu. Nu e cine știe ce indiciu. O chestie albicioasă? Poate că nu e, dar e tot ce avem. Păcat că nu putem vedea imaginile lui Razi. Ne-ar fi putut da un indiciu. În locul vostru, eu nu l-aș subestima pe Mailonator. Pe cine? Milo, crezi că o să dureze mult? Mult? Glumești? Mailonatorul a terminat deja, să vă arăt. Bună! Asta e, ta-da! Milo, ești uimitor! Să ajung aici. Locul acesta e grozav, iar copiii sunt foarte drăguți. Cine a făcut asta? Încetați! Mai să fie! Nu ne-a spus ceva ce nu știam! N-aș fi prea sigur de asta, Milo! Ne mai putem uita odată? Locul acesta e grozav! Iar copiii sunt foarte drăguți! Stop! Cine a făcut asta? Ce cu muruitul ăla?
Da, așa face burtica mea când mi-e foame. Poți izola sunetul? Mailonatorul poate face orice. Asta e, al doilea indiciu. Ce zgomot crezi că e ăla? O pompă? O mașină? Sau altceva? Să-i spunem directorului. Ce faci? Ruitul ăla mi-a făcut foame. Nu ai vreun fruct pe aici? Razi, sigur te simți bine? Ăsta e cel mai bun costum al meu. Să vedem. Un minut! Razi nu e prezentabil. Chiar ți se potrivește. Alfred, spune-mi cum decurge investigația. Am câteva indicii. Aș vrea să discutăm despre sunetul de pe casetă. Sunetul? Te referi probabil la vocea mea minunată. Știu, e melodioasă. E vorba de un huruit. O catastrofă! Ajutor! Plăcinta mea cu lămâie! Ce s-a întâmplat? Aduceam o plăcintă cu lămâie pentru domnul Razi. Plăcintă cu lămâie, spuneai? Razi adoră plăcinta cu lămâie. Dar un glumeț m-a stropit cu apă. Plăcinta e distrusă. Cum adică distrusă? Fără plăcintă n-o să aveți parte de Razi. E un adevărat dezastru. Alfred, trebuie să dezlegi misterul acum. Te rog. Razi, te rog. Te rog. Oli, ne poți duce în locul unde ai fost atacată? Desigur. Exact în același loc. Evident, nimeni prin preajmă. N-are rost să te ascunzi, lașule. Ce păcat! Era o plăcintă delicioasă. Leac! E îmbibată în apă rece. Dar chiar e rece. Vinovatul a folosit apă rece. E al treilea indiciu. Să revizuim indiciile. Potrivit analizei, substanța albă din primul indiciu e calcit. Așadar, vinovatul stropește cu apă rece calcifiată? Da. Dar uitați-vă la schița asta. Razi și Poli erau aici. Vinovatul trebuie să se fie ascuns între copaci, care sunt la o distanță mare. Având în vedere cantitatea de apă stropită și unghiul de stropire, e nevoie de o forță și de o presiune incredibile. Oho! De parcă ar fi un tun uriaș cu apă. Dar de ce apă rece calcifiată? Asta e partea ciudată. Poate încearcă să ne ducă în eroare. Calcitul se găsește în peșteri, în subteran, nu-i așa? Nu întotdeauna în peșteri, dar în subteran. Asta ar putea să fie. Poate nu e vorba de cineva, ci de ceva. Calcit, apă rece, presiune. Asta este. Ce este? Trebuie să ne grăbim, să mergem după Razi. Veți primi vești de la impresarii mei. Refuză să iasă. Razi? Sunt Alfred. Nu ies de aici! Vreau plăcintă cu lămâie! Am o explicație pentru ceea ce ți s-a întâmplat. Razi nu e convins. Dacă vii cu mine, te conving eu. Razi o să-ți dea o singură șansă. Ce căutăm aici, Alfred? Veți vedea îndată, domnule, încă vreo câteva clipe. Și ce anume mai așteaptă Razi? Eu n-aș sta acolo. Razi stă oriunde vrea el. Razi, să știi că regret din suflet. Lui Razi îi place, s-a distrat de minune. Ce-a fost asta? Nimic altceva decât un geyser. Un geyser? Da. Un geyser cu apă rece. A fost format de apele și de gazele care sunt blocate în subteran între pietre. Apa țâșnește prin crăpături. Iar huruitul? E presiunea care se adună înaintea erupției. Determină vibrații sonore puternice. Dar de unde ai știut momentul exact al erupției? Erupțiile geyserelor apar la intervale regulate de timp. Am comparat timpul înregistrat pe camera lui Razi și ora la care a fost atacată Poli. Așa mi-am dat seama când va erupe. Tinere, Razi te felicită pentru că ai deslușit acest mister de 3 stele.
Ești genial! Nu trebuie decât să mai găsesc o cameră. Poftim! V-am reparat camera. Am adăugat un braț extensibil ca să aveți ambele mâini libere când filmați. A, ce minunat! Am să-i spun camera Razi. Ascultați-mă cu atenție! Un geyser cu apă rece e marfă! Cu toate acestea, am hotărât să nu acord pădurii cioturoase 3 stele, ci 4 stele! Majoritatea geyserelor cu apă caldă se găsesc în preajma vulcanilor activi, dar sunt o prezență rară. Geyserele cu apă rece sunt și mai rare și se formează când un gaz special este blocat în subteran.